și mi-am găsit. Astăzi am revenit cu un nou videoclip și da, ca să răspund unei întrebări care sigur o să-mi fie pusă, m-am tuns și sper să vă placă și vouă, mie îmi place, e ceva nou, pentru că n-am fost niciodată tuns atât de scurt, dar trecem peste. În videoclipul de azi vreau să vorbim despre seriale. Asta este a doua oară când încerc să filmez acest clip, pentru că l-am mai filmat când eram eu mai la început. Ce fel sună mai la început? Zici că am 1000 de ani de YouTube, nu. Am încercat să filmez când aveam aproape o lună, cam așa, dar nu mi-a ieșit și am lăsat o baltă. Iar acum am revenit cu a doua încercare. Și mi-am pregătit pe telefon un pic așa o parte din seriale pe care le urmăresc. Vreau să vă spun în primul rând că nu am să vă zic chiar tot ce urmăresc, pentru că multe dintre seriale pe care le-am urmărit fie s-au terminat și sunt destul de vechi și nu cred că v-ar mai interesa, fie au avut un singur sezon și la fel s-au terminat, sau chiar m-am oprit eu din a le mai urmări. O să le menționez mai mult pe cele care, la care încă mă uit și a căror amintire este mult mai intensă în mintea mea, pentru că data trecută când am încercat să filmez clipul, parcă mi se ștersese tot despre cele seriale, nu prea știam să zic mare lucru. Un alt lucru pe care vreau să îl menționez este faptul că mie îmi plac foarte mult seriale de comedie, așa că majoritatea sunt de comedie. Îmi plac seriale astea micuțe, care se termină repede, 30 de minute, cam așa, pentru că uneori n-am răbdare să mă uit o oră la un serial, recunosc. Dar da, asta nu înseamnă că mă uit doar la comedie, îmi plac și chestii astea mai dubioșele. Chiar am, mi-am selectat pe telefon aceste seriale mă uit și chiar am o categorie care se numește ciudățele. Deci, da, nu mai lungesc pentru că deja m-am lungit foarte mult și trec la treabă, o să încep cu cele pe care n-am știut în ce categorie să le bag, pentru că nu sunt nici comedie. Cred că, nu știu, să le încadrez în dramă sau... Eu vi le spun și după aia hotărâți voi. Primul serial pe care vreau să-l menționez este Grey's Anatomy. O să pun aici poză ca să vedeți despre ce este vorba. Adică o să încerc, sper să-mi reușească. Grey's Anatomy este un serial care are legătură un pic cu medicina, este vorba despre doctor rezidenți. Îmi place foarte mult, îmi plac foarte mult serialele astea în care arată când se fac operații și din lumea medicală, chiar dacă în viața reală nu ai să mă vezi să stau lângă oameni când li se ia sânge sau să mă uit când să ia cuiva sânge, însă în seriale cum necum n-am nicio problemă, m-am uitat și la Dr. House, dar nu l-am terminat pe tot, dar acum în principiu mă uit la Grey's Anatomy și îmi place foarte mult. Dacă nu aveți frică de sânge, de operații de astea dubioșele, atunci vi-l recomand. Următorul este Lucifer, oh my god! Deci, îl ador pe Lucifer, el este The Devil, cum se autoproclamează. Da, este necuratul, cum îmi place mie să-i zic, care a venit în Los Angeles și rezolvă tot felul de, cum să le zic eu, cazuri în acestea de criminalistică, aș putea zic. Crime, rezolvă crime și ajunge să se îndrăgostească de cea cu care lucrează și nu știu, el tot încearcă să-i spună că el este de fapt dracu pe pământ, n-a cam zis-o, dar ea nu crede și se întâmplă tot felul de chestii și acum s-a terminat cred că s-a terminat sezonul sau nu știu, am ajuns eu la zi cu el, dar îmi place foarte mult și chiar îl recomand.
Actorul principal este superb. N-am cuvinte și accentul britanic mă dă gata, n-ai cum. Următorul este Riverdale. Am rămas un pic în urmă cu el pentru că v-am zis, în ultimul timp nu prea îmi place. Nu mai am răbdare să mă uit la seriale astea foarte lungi, însă este așa mai mult dramă. Sunt niște puștoaice de liceu care nu știu, descoperă tot felul de chestii. Asta mi-e un pic greu să-l explic. Pentru că, v-am zis, nu prea m-am mai uitat la el. Primul sezon mi-a plăcut foarte mult, a fost legat de moartea unui coleg de-a lor, un coleg care făcea parte din gașca populară de tineri din liceu. Și da, sunt și chestii cu... e o bandă acolo care se numește The Serpent, dacă nu mă înșel, șerpii și ei sunt the bad guys și adică sunt considerați the bad guys, bine, sunt și în fine. Da, sunt prea, mă pricep să le explic pentru că v-am zis, nu prea am mai văzut de mult timp, dar îmi place și îl urmăresc în continuare. Apoi să trec la cele mai ciudățele seriale. Așa le-am numit pentru că n-am știut cum să le zic altfel, primul este Black Mirror. Îmi place foarte mult, e foarte, foarte dubios și îți pune niște întrebări după ce îl vezi. Fiecare episod are o altă temă, alte personaje, niciun episod nu seamănă cu celălalt și am zis, nu o legătură între ele, adică poți să te uiți cum vrei, că oricum. Na. Așa, eu sunt, cred că la sezonul 3, episodul 2. Episoadele sunt destul de lungi, nu? Ăsta la care m-a ajuns eu avea o oră și ceva, ca un film chiar. Și totul are legătură cu viitorul, nu știu, sunt arătate chestii din viitor, să zicem așa, și pe mine, nu știu, am dă un semn, mă pune pe mine să-mi pun niște semne de întrebare pentru că stau și uneori și mă gândesc, băi, dar cum le-a venit ideea asta oamenilor ăstora? Adică, e foarte ciudată. Nu știu, am văzut un episod în care oamenii erau pe o aplicație și în funcție de câte inimioare îți dădeai sau nu mai știu, câte like-uri îți dădeai, nu știu, puteai avea anumite facilități. Dacă rămâneai cu foarte puține inimioare sau ce erau alea, nu mai știu, că l-am văzut acum mult timp, de exemplu, nu mai puteai să pleci cu avion, nu puteai să ții bilet. Trebuia mereu să spui poze și să primești multe inimioare ca să ai anumite facilități. Deci, nu știu, mi se pare așa, de domeniul SF-ului. Următorul este Stranger Things. Eu sunt genul de persoană care, atunci când apare un serial și e mare frenezie cu el, nu-l urmăresc. Eu sunt omul ăla, nu știu, zic că e la modă și de ce să mă uit. Așa am făcut și cu, cum îi zice, Game of Thrones, de care sunt obsedată, n-am să vorbesc acum el, pentru că sigur toată lumea a auzit de Game of Thrones și oricum apar episoade din anul Paște, adică următorul o să fie în anul 2019, dacă nu mă înșel. Da. Și la fel cu acesta am făcut, am zis că nu mă uit, nu mă uit și mi-am instalat Netflix și zic, băi, hai să-i dau o șansă. Eu am mai încercat să-i mai dau o șansă acum un an. M-am uitat la primele 20 de minute și am zis, ce-i panorama asta? L-am lăsat la o parte și după zic, acum când mi-am instalat Netflix, zic, măi, hai să încerc să mă uit iar.
și m-am uitat și îmi place foarte mult. Am ajuns la zi acum cu el, sper că continuăm, pentru că a fost prea genial. Este cu tot felul de monștri extraterestri, de ăștia, tot felul de ființe, și apare și o tipă care, adică o fetiță care are... care are puteri supranaturale. Și ce m-a făcut să mă uit la serialul ăsta, când mă uitam pe clip, la clipuri pe YouTube, mi-a apărut o reclamă și mi-a apărut o reclamă cu un băiețel care zicea "She's our friend and she's crazy, 11!" Și mereu auzeam și mi-a intrat în minte replica asta și zic, băi, ia să încerc eu să văd cum e, și uite că mi-a plăcut. Următorul este Darknet. Este mai mult ca un fel de documentar sau, cum să zic, emisiune, documentar, tot pe Netflix l-am văzut. Ăsta este chiar super, super dubios. Este vorba despre partea întunecată a internetului. Ce am văzut acolo m-a dat peste cap. Sunt unele episoade care pur și simplu au avut un impact. Nu știu, am rămas uimită de ce se întâmplă în anumite țări. De exemplu, în Japonia este o aplicație care se numește Rinko. Parcă așa zice, Rinko, da. De care bărbații s-au îndrăgostit. Probleme la căpuț pentru... nu știu. Cum să îți scoți telefonul, să îți scoți aplicația la o întâlnire afară? În oraș, să zică ea unde să mergeți, bazându-se pe harta locației unde te afli, să ieși în oraș cu aplicația și să, nu știu, să apeși pe ea ca să o pupi, să... Pe bune? Deci eu când am văzut, zic, există așa ceva, și a zis că... natalitatea în partea aceea Japoniei sau în Japonia a scăzut tocmai din cauza că bărbații preferă această aplicație, o preferă pe Rinko. Doamne ferește, deci de ce îi face așa ceva? Sau am mai văzut alte chestii și lucrul ăsta m-a făcut să mă gândesc un pic cei care fac Black Mirror se inspiră de undeva, pentru că la o firmă au fost invitați mai mulți oameni și acolo au fost întrebați dacă vor să-și introducă un chip în mână. Deci, li s-a făcut pe view și arăta bine, nu m-am uitat evident, dar aici li s-a făcut o incizie și li s-a băgat un chip și după aia ei puteau să deschidă uși cu mâna, să plătească la magazin, le scana practic mâna, ca și cum ar fi un obiect. What the fuck? Unde ne îndreptăm? Adică, eu știu că internetul și calculatorul au evoluat atât de mult și... Dar totuși, de ce ai face așa ceva? Și femeia asta a acceptat. Era super fericită că are un chip și că e controlată practic, pentru că chipul ăla, vă dați seama că, nu știu, eu zic că te controlează. În fine, și multe altele. Deci am văzut și un episod în care, de asta vorbesc mai mult pentru că l-am văzut recent, are un singur sezon și l-am terminat, bine, cred că mai am un episod sau două și îl termin, dar m-a marcat așa într-un fel foarte puternic. Deci într-o țară cu tâdă, nu mai țin minte care, sau Filipine. În Filipine, părinții, ca să câștige bani, își forțează copiii de la vârste de 5 ani până mai încolo să facă videochat pentru bărbați. Mi se pare groaznic. Groaznic, groaznic, adică prefer să, nu știu, să mă duc pe câmp, să muncesc cu ora decât să fac așa ceva. Copiii aia, vă dați seama că sunt traumatizați pe viață. Chiar povestea o fetiță că
nu știu, nu știu ce e în capul lor. Deci povestea că întreba și ce ai făcut. Păi eu m-am dezbrăcat în fața calculatorului și era un bărbat american care făcea niște chestii. Adică fetița mai și îl vedea pe om. Deci nu, termin în discuția că deja mă doare capul. Deci este, dacă nu sunteți rezistente, nu vă recomand. O să vă, de, nu știu, pe mine m-a marcat un pic serialul ăsta. Dar gata, să trecem la seriale de comedie ca să ne mai înveselim. Și am aici Friends. Îmi place atât de mult, e super amuzant, că nu știu ce să mă uit și, nu știu, mă simt plictisită sau așa, mă uit la Friends și, evident, dacă n-ați auzit de Friends, este cu un grup de prieteni care se întâlnesc la o cafenea și, nu știu, se leagă tot felul de povești între ei, unii ajung să fie și împreună, apoi se despart. Dar este foarte amuzant și este super, super scurt. Adică un episod are 23 de minute sau ceva de genul ăsta. Apoi avem The Good Place. Mi-a plăcut foarte mult, la fel, l-am terminat. Acum nu știu dacă o să se mai, dacă o să apară și următorul sezon. Este vorba despre 5, da, persoane care ajung în rai. Nu vreau să dau spoilere. Și li se dă perechea perfectă, care de fapt nu e perechea perfectă, dar așa, și e foarte amuzant, are așa un umor care mie îmi place foarte mult. Apoi avem Unbreakable Kimmy Schmidt. Oh my god, deja că nu l-ați văzut, e super amuzant. Este cu fata asta, Kimmy, care a fost ținută într-un bunker timp de 15 ani și după ce iese de acolo, ea decide să își trăiască viața. Se mută cu în chirie cu un tip gay negru super adorabil și nu știu, e foarte, foarte amuzant. N-ai cum să nu râzi. Foarte tare. Apoi avem Grace and Frankie, l-am început recent. Este cu două doamne, o care, nu cred că erau prietene înainte, dar soții lor erau foarte buni prieteni, munceau împreună și într-o zi aceștia anunță că de fapt ei sunt gay și că vor să se căsătorească împreună. Și cele două încep să lege o prietenie. Cam asta am început, am înțeles eu, pentru că sunt de la episodul 3 sau 4, n-am văzut foarte mult din el. Apoi avem Jane the Virgin. Este super amuzant, este tip telenovela, așa. Îmi place foarte mult cum este povestea, pentru că apare și un povestitor care, nu știu, pune așa, nu sare pe rană. Nu știu, ține așa în suspans și este vorba despre această Jane care a fost inseminată artificial din greșeală, ea fiind virgină și încă este, la episodul în care mă aflu eu, la care mă aflu eu, încă este virgină și reușește să nască un băiețel pe Mateo. Lucrurile devin așa un pic dramatice pentru că este și o chestie cu poliția, fostul ei iubit. De fapt, nu știu cum să zic, ca să nu dau spoilere. Foarte greu. Iubitul ei, care apoi a devenit fostul ei iubit, în fine, așa, este detectiv și totul mai și tot felul de cazuri, iar bărbatul la cărei chestie a fost folosită ca ea să fie înseminată, devine iubitul ei și e o nebunie, mai apare și toată lui care este vedetă de filme, care e așa super nebunatic. Nu știu cum să explic mai bine, dar trebuie să-l vedeți pentru că e foarte amuzant. Apoi avem Mom. E vorba despre
despre două mame care amândouă au fost dependente de alcool și merg la întâlniri de tip AA. Bine, ele nu sunt anonime pentru că mereu se prezintă, dar în fine ați înțeles voi ideea și e foarte amuzant. Deci la serialul ăsta râzi cu lacrimi. Eu așa am pățit. Vă zic de acum. Apoi avem Orange is the New Black. S-a terminat sezonul și îmi pare foarte rău. Este vorba despre viața din pușcărie, dintr-o pușcărie de femei, cu tot felul de întâmplări și relații, pentru că se fac și relații între ele. E la fel, comedie cu puțin suspans, nu știu, mai mult de asta nu știu ce să vă spun. Și ultimul pe care am zis eu să vi-l menționez este Young and Hungry. Este vorba despre o tipă care este bucătăreasă, se angajează la un tip bogat și, mă rog, se cam îndrăgostesc, pentru că, da, se întâmplă lucruri. Și e foarte amuzantă, este jucată de tipa care era prietena cea mai bună a lui Hannah Montana. N-am altfel cum să vă... Emily Osment, parcă o cheamă. Dar e fata aia, deci face niște glume. Adică, bine, așa e scenariu, dar ați înțeles voi. Da. Asta a fost tot clipul. Ar mai fi scenariu să vă menționez, dar la astea mă uit acum constant. Sper că v-a plăcut și spuneți-mi dacă vă uitați și voi la unul dintre seriale pe care eu le-am menționat, sau spuneți-mi ce seriale îmi recomandați. V-am zis cam ce-mi place mie. Și da. Să vă mai zic. Nu uitați să mă urmăriți pe toate rețelele mele de socializare, pe care o să le las în cutia cu descrieri. Iar până la următorul videoclip, sper să aveți o zi cât mai superbă. M-am pupat! Pa!